Bună ziua, dragi, și bun găsit la întâlnirea cu Profesor Online. Pornim repede la treabă, că avem tema pentru acasă, la clasa A. 5-a, Ștefania e pe poziție, nu mai e de vorba, că vorbă nu-mi găsără și omul, da? Ia să vedem ce tema ai tu, repede. La mulțime ai spus, parcă, nu? Da. Mulțime. Când astăzi o predam mulțimile? Da. Ce înțelegi tu pe mulțime? Ia să vedem. Păi, de exemplu, o mulțime de numere sau elemente din care alegem doar lucrurile distincte. Hai să înțelegem așa. Mulțimea înseamnă o colectivitate. Mai multe obiecte la un loc. Da? Mai multe obiecte la un loc constituie o mulțime. Chiar așa, te rog să notezi. Hai să facem în limbajul nostru. Da? Mai multe obiecte la un loc formează o mulțime. Da? O colectivitate. Mai multe obiecte la un loc formează o mulțime. Exemple de mulțime. Deci colectivitate. Mai multe obiecte la un loc formează o mulțime. Da? Mulțime. Da. Exemple. Exemple. Păi, la primul punct era capacitate și noi trebuia să spunem mulțime, adică că, doar că nu punem și 2 de A. Da, da, să mă suprapilim un pic de niște teoretic niște lucruri. Deci, mai multe obiecte la un loc formează o mulțime. Exemplu de mulțime. Dă-mi tu așa un exemplu de mulțime. Mulțimea fetelor din clasa ta. Da? Fetițelor din clasa ta. Este o mulțime asta. Colectivitate. Mai multe obiecte la un loc. Mulțimea băncilor. Da? Mulțimea, să spunem, mulțimea caietelor de aici, a cărților. Putem să spunem foarte multe lucruri, nu? Multe exemple dăm. Mulțimea dosarilor de la mama, să spunem, din rafturi. Este, iată, exemplu de concret de mulțime. Mulțimea cailor de aici. Mulțime vie, desigur că da. Mulțimea care n-are niciun element, poartă numele de mulțime vidă. Da? Deci ce este mulțime? Hai să vedem. O colectivitate, mai mulți, mai multe obiecte la un loc. Formează mulțime. Exemple? Exemple. Mulțimea formată din stan și bran. Deci, mulțimea formată din stan și bran. Punem exact în acolade, să punem. Deci, mulțimea stan și bran. Mulțimea formată din două elemente. Stan și bran. Mulțimea se notează cu litere mari. Nu? Și spune mulțimea mare egal cu stan și bran. Cu o altă mulțime B egal cu elementele 3 și 7 și 5, mulțimea formată doar din numerele 3, 7, 5, acestea sunt exemple concrete de mulțime. Deci așa putem da o mulțime. O mulțime se mai poate fi dată și printr-o proprietate de caracterizare a elementelor. Bunoară, dacă spun mulțimea fetițelor din clasă care poartă bămblicuță de la tine din clasă, la un moment dat, eu nu știu acum, da? Tu știi foarte bine sau subînțeles cele care poartă bămblicuță. Da? Deci îi dau o proprietate de caracterizare. Deci nu le enumăr. Ionica, Maricica și cu Adriana. Nu le enumăr. Nu le enumăr. Nu le indic concret. Ci le indic o proprietate de caracterizare. Aceea că au bămblicuță. Da? Deci
pot fi mulțimile date fie concret enumerând elementele, sau o altă variantă indicând o proprietate de caracterizare. Deci mulțimile pot să fie date în două moduri. Unu, enumărând elementele. Doi, precizând o proprietate de caracterizare a lor. Precizând o proprietate de caracterizare. Deci fie dau elementele concret, fie indică o proprietate de caracterizare. Da? Iată, să spunem, mulțimea tuturor băieților din clasă de la tine care au făcut 74-11 ani. Da. Nu știu cât sunt. Dacă există vreunul care a făcut 14 sau 11 ani, dacă există vreunul care a făcut 11 ani, se află în mulțimea aceea. Dar nu i-am spus că Gigel sau Viorel. Da. Da? El, dacă a împlinit 11 ani. Dacă nu e niciunul, atunci e mulțime vide. Da? Deci, am înțeles modul de a indica. Prin așa fi, când indicăm o mulțime cu proprietatea asta, zicem așa. Mulțimea C, să zic, egal cu toți acei X, numere naturale, cu proprietate, așa cum atrag o bară și indic proprietatea de caracterizare. E vorba de acei X mai mici decât 7. Deci, iată ce numere. Nu le-am spus care sunt, dar am indicat proprietatea lor de caracterizare. Toți acei X naturali care sunt mai mici decât 7. La ce elemente m-am oprit eu? Oare? Cine intră în mulțimea asta? 0. 1, 2, 3, până la 6. Da? Deci eu am subînțeles aici că e vorba de elementele 0, 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Ne-am oprit la 6. Da? Deci n-am indicat concret, noi ne-am numit, dar s-au subînțeles ele. Dacă zic acum mulțimea D egal cu toți acei X naturali cu proprietatea că deci toți acei X naturali cu proprietatea că X-ii sunt cuprinși între 5 și 7. X-ii cuprinși între 5 și 7. Adică mai mari decât 5 și mai mic decât 7. La ce elemente m-am referit eu aici? 4. Pe 4? 4. Nu. 6, numai 6. Da, când am zis și egal. Deci am zis numai, iată, am făcut referire la elementul 6. Sigur că era mai ușor să îl indic pe 6, dar i-am indicat așa, pentru că am vrut să văd dacă să știu semnele mai mic, mai mare, da? Da. Dacă însă indic o altă mulțime de 1, egal cu mulțimea tuturor acelor X naturali, cu proprietatea că X și cuprinși între, cum am dat aici, 5 și mai mic egal cu 7. Deci, mai mare decât 5 și mai mic egal decât 7. La cine m-am referit oare? La 6 și 7. 6 și 7. Și pe 7 luăm, da? Da. Deci e format din elementele 6, respectiv 7. Astea sunt elementele pe care le-am în vedere. 6 și 7. Dacă zic mulțimea tuturor divizorilor lui 6. Deci mulțimea divizorilor lui 6. Nu indic eu care sunt, dar acum se notează mulțimea divizorilor 6, așa, cu D indice 6, da? Da. Și tu trebuie să știi ce înseamnă divizor.
Acum, vezi, eu ce urmăresc ocazia asta? Să văd dacă știți ce înseamnă divizor. E vorba de numere care să se împartă, exact. Să-l împartă pe 6. Exact, da? Pe 6 să-l împartă în mod exact, fără rest. Ăla e divizor. Da. Și divizorii sunt 1 și 6, da. Sunt aceștia improprii, da? La care adaug ce? 3. 2. 12. 12 e multiplu, l-a depășit. Trebuie să fii mai mici. Deci nu poți să fii mai mari decât 6. Da? Mai mici decât 6. E vorba de 1 și 6, 1 și el însuși. Da. Și la alții care mai găsesc că mai mici decât 6, încât să se împartă 6 la toate valorile acelea. Da. 2 și 3, atât ar fi. Da? Deci 2 și 3. Cât este, care sunt divizorii lui 15? 1 și 15. 1 și 15 sunt divizorii improprii, da? La care adăugăm? 5. Da? 3. Așa, 5, 3. Și cam atât. Ce mai găsim alții, nu? 5 și 3. Iată, am găsit divizorii lui 15. Care sunt divizorii lui, hai să zicem, lui 36. Divizorii lui 36. Sunt 1 și 36. Apoi adăugăm. 4. Eu zic, cu începe cu 2 să nu-l perd. Da. Da? 2, că se împarte la 2 din cauza cu ultima cifră e 6. Deci 2. Apoi? 4. Eu zic să încercăm și pe 3. Oare 3 nu merge? 6 și cu 3... 9. 9. Se împarte la 3. Da. Deci și 3 e bun. Nu, ca să nu pierdem din ei. Nu neapărat trebuie să pui, că într-o mulțime nu are importanță ordinea elementelor, da? Uite, să și eu să facem această precizare. După care, 4, cum ai zis, 4, 9, 3, 6, da? Apoi. 9. Așa, 9. Apoi. 12. Că sunt parte, sigur, 3, 6 la 12, merge de 3 ori, da? 12, apoi. 18. Da. A, dar nu l-am pus pe 6, da. Mergea și 6. Că 3, 6 sunt parte la 6 și da, face 6. Pune și pe 6 aici, ca să îl perdeam. Apoi, acum am zis 18, nu? Da. 18. Și un altul... Nu mai este, bănesc eu. În afară de aceste valori, hai să luăm încă o dată. 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18. Se împarte 18, 3, 6 la 18, da? Da. Pentru că merge de 2 ori. De 2 ori 18 face 36. Astea sunt divizorii. Deci, când zici divizori, înseamnă toate acele valori mai mici sau egal cu 36, că iată lor și pe 36, încât 36 se împarte la celelalte numere, să se împarte exact, fără rest. Da? Împărțirea se facă exact. Aceia sunt divizori. Deci, o observație trebuie să o facem. Într-o mulțime nu are importanță ordinea elementelor. Deci, într-o mulțime, observații importante, da? Într-o mulțime nu are importanță ordinea elementelor. Nu are importanță ordinea elementelor dintr-o mulțime. Ce mai știm? Elementele nu se repetă, da. Într-o mulțime.
Adică dacă a spus înmulțimea formată din stan, nu stan, 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 până obosesc. Da. Odată e stan și bran, deci e cele două elemente. Nu spun mulțimea formată din 0, 0, 0, 0, 0, 0 și de câte ori vreau eu, nu. O singură dată. Deci într-o mulțime, ia să mai zic al doua observație, nu are importanță și într-o mulțime nu se repetă elemente, da? Într-o mulțime nu se repetă elemente. De nu se repetă elementele. N-are importanță ordinea și nu se repetă elementele. Astea sunt două lucruri foarte, foarte importante. Deci, când a zis ce înseamnă mulțime, o colectivitate, mai mulți, mai multe obiecte la un loc, da? Și am dat și exemple. Am insistat că sunt două moduri de indica o mulțime. Prin precizarea concretă, prin enumerarea elementelor, prin a le arăta concret. Și o altă variantă este prin a indica o proprietate de caracterizare. Și proprietatea de caracterizare a fost asta, ca exemplu, mai mici decât 7, între și între. Sau divizorii. Eu nu i-am spus eu care sunt, ci pur și simplu am zis divizorii, nu 6. Tu trebuia să știi care sunt. Trebuia să știi ce înseamnă ala divizor. E vorba de numere mai mici, ca la care se împartă exact, da? Bun. Elementele, cum să spun, obiectele dintr-o mulțime se numesc elemente. Da? Deci obiectele dintr-o mulțime se numesc elemente. Obiectele dintr-o mulțime se numesc elemente. Ei bine, spunem bunoară în D1, în D se află elementul 6. Da. Da? Se află elementul 6. Și scriem acest lucru în felul următor. 6 aparține. Asta e simbolul. Aparține lui D. Da? 6 aparține lui D. Iar dacă nu se găsește, spunem nu aparține. Bunoară 10, 10 nu aparține lui Z. 10 nu se găsește în mulțimea respectivă. Deci între un element și o mulțime se stabilește relația de apartenență. Dar ăsta e simbolul, da? Ăsta este simbolul. Deci simbolul ăsta, relație de apartenență. Apartenență. Da. Ce ar mai fi să mai vorbim? Faptul că o mulțime nu are niciun element, niciun obiect înăuntru, se numește mulțime vidă. Deci mulțimile ce nu au niciun obiect, da? Mulțimile ce nu au nici un obiect se numesc mulțimi vide. Da? Mulțimile ce nu au nici un obiect se numesc mulțimi vide. Exemplu de mulțimi vide. Mulțimea cailor de pe lună. Da? Mulțime vidă. Nu spune că au zero elemente. Că dacă spun mulțimea formată din elementul 0, am pe 0 ca obiect. 0. Ca număr. Ca cifră. Că 0 este cifră, nu? Deci noi suntem foarte atenți la lucrurile acestea. Când am zis mulțime vidă, n-are nimic. Și simbolul pentru mulțime vidă este așa. Da? Mulțime vidă. Alo? Da.
Da. Eu sunt într-o lecție acum, sunt într-o lecție de matematică. Știi? Ziceți. Așa. Păi, dar intrați pe Prof Online, deci stați pe Google Prof Online. Da? Și îndată se intră în pagina mea și acolo prima pagină. Sunteți în fața unui calculator cumva? Nu. Trebuie să văd că aveți multe lucruri acolo de aflat. Deci, tastați Prof Online acum, pe Google? Păi, sunt la 5 și jumătate, dar vine o altă. La 5 și jumătate se schimbă clasa și atunci putem să stăm un pic de vorbă. Da? Da? Bine. Că sunt în lecție și... Da, bine, la vedere. Da. Deci, mulțimea vidă, mulțimea care nu are niciun element. Spuneam mai devreme, da? Ei bine, cu ce lucruri rămâi tu de până acum? Te rog să punctezi lucrurile importante care se vor rămâne definitiv de la capitolul mulțim pentru totdeauna. Păi, mai multe obiecte la un loc formează o mulțime. Sigur, definiția mulțimea, da, impropriu spus definiție, dar hai să zicem, da. Mulțimile pot fi de două ori. Nu pot fi. Cum pot fi indicate? Moduri de a indica o mulțime. Cum precizezi o mulțime, da? Da. Modurile de a indica o mulțime, adică prin enumerare, precizând exact da. Între acoladele cele elementele. Și... O proprietate de caracterizare. Da. O proprietate de caracterizare. Deci, ce e mulțimea? Cum poate fi dată, da? Ce este mulțimea? Cum poate fi dată? După care, exemple de mulțimi. Am vorbit despre exemple de mulțimi. Și într-un mod și în celălaltul, nu? Da. Așa. Și mulțimea vidă. Mulțimea vidă și observația asta că într-o mulțime elementele nu se repetă și nu are importanță ordinea elementelor. Deci aceste lucruri și relația de apartenență, atenție, că despre un element spunem aparține sau nu aparține mulțimii. Aparține folosim simbolul așa, nu aparține îl tăiem. Da? Adică se găsește sau nu se găsește acolo. Asta trebuie să fie foarte clar pentru tine. Bine. Acum, cu mulțimile astea se pot face eu niște operații. Da? Se pot face eu operații. Chiar notează și asta și pe urmă trecem mai departe. Trecem și facem tema care ai tu. Da? Operații cu mulțimi. Operații cu mulțimi. Cu mulțime. Prima operație, reuniunea. Reuniunea. Simbolul este așa. Unu. Care înseamnă așa. Punerea la un loc a elementelor celor două mulțimi. Punerea la un loc a elementelor celor două mulțime. Dacă sunt două. Dacă sunt nouă, a celor nouă. Da? Punerea la un loc a elementelor celor două, în paranteză, nouă, puncte, puncte. Da? Celor două, nouă, 99 și așa mai departe. Cât or fi? Da. Da? Punerea la loc a elementelor celor două mulțime. Exemplu. A egal cu mulțimea formată din elementele. 3 și 7. Iar B e formată din elementele 3, 9, 5. 3, 9 și 5. A reunit cu B. A reunit cu B înseamnă mulțimea în care punem la un loc elementele celor două mulțimi. Adică 3, 7. La care adăugăm și celelalte. Pe 3 nu-l mai punem, că l-am pus odată din B. 9 și 5. Da? Asta înseamnă are unii cu B. O altă operație, 2, intersecția. Intersecția.
simbolul este U, acela de-am întors. Da? Asta este, asta e simbolul. Înseamnă, liniuță, punerea sau punerea doar a elementelor comune. Punem doar elementele comune, doar subliniem, numai cele comune. Punem doar elementele comune. Adică, în cazul nostru, a intersectat cu B. Este 3. Exact, doar mulțimea formată din elementul 3. Da? Și, cred că a treia operație care o să o înveți, A minus B. Diferența. Diferența. Diferența a două mulțimi. Simbolul este așa. Scădere. A minus B. Sau se pune uneori orizontal, dar de regulă mai așa oblic. Deci iată concret. Și ce se pune, liniuță? Toate elementele din prima mulțime care nu se găsesc în cea de-a doua. Toate elementele din prima ce nu se găsesc în cea de-a doua. Toate elementele din prima ce nu se găsesc în cea de-a doua. Bun. Și acum, hai să facem concret. A minus B. Deci punem toate elementele din A care nu se găsesc în B. Este 7. Atât. 7, da? Că tot ce este în A și nu-l găsim în B. 7. Iar B minus A, 7. B minus A. Nouă și cinci. Nouă și cinci. Pe scurt, pe scurt, asta ar fi partea esențială de la mulțime. Ce e a mulțime? O colectivitate, mai multe obiecte la un loc. Da? Cum poate fi indicată o mulțime? Fie enumărându-le, concret, fie precizând o proprietate de caracterizare. Ce e a mulțime vidă când are niciun element? Ce este, ce relație, că într-o mulțime elemente nu se repetă și nu are importanță ordinea și că relația asta e de apartenență între un element și o mulțime. El poate să se găsească sau nu se găsește. Iar între două mulțimi se stabilește relația de incluziune. Notează. Între două mulțimi se stabilește relația de incluziune. Da? Între două mulțimi se stabilește relația de incluziune. Adică spunem că o mulțime e inclusă în alta. Exemplu. Dacă mulțimea A e formată din elementele 3 și 7, iar B e formată din elementele 3, 9, 5 și 7, îl pun și pe 7 acum, atunci eu îmi permit să spun că A este inclusă în B. A inclusă. Toate elementele, da? A inclusă în B. Asta este simbolul de incluziune. Deci simbolul de incluziune ăsta este, da? Ca să-l țin tu minte. Așa. A inclusă în B. Asta din stânga. Și spune A inclus în B, dacă și mai dacă toate elementele lui A se găsesc și în B. În cuvinte, da? A inclus în B, dacă și mai dacă toate elementele din A se găsesc și în B. Bine. Și acum haideți să vedem tema, după ce am discutat chestiunile astea. Ne ducem să încercăm să vedem ce tema ai tu de făcut. Zi-mi, te rog. 8.1. Da. Creez prin enumerare și sub formă de diagramă mulțimile literelor folosite în scrierea cuvintelor. Capacitate. Capacitate. Și zicem A egală cu literele. Hai, vorbește tu, egal cu cum sunt. Din enumărare, dar de alta, da? Da. Da. A. Da.
P, D, I, da. D, da. Și E. Și E, da? Astea sunt litere. Iar diagramă îi puneam într-un cerculeț, așa, nu așa? Da. Cum am fost făcut diagramă? E diagramă așa. Așa. Deci e vorba de a un punctuleț, așa, parte indica, sau? B, nu B. Nu-i și A, măcar. Ba da, A era bine. A este. Că doar nu trebuie să le pun în ordine aceea. P, P, I, T, și E. Astea sunt, nu, așa se prezintă și sub formă de diagramă. Te rog. Așa, punctul 2. Da. A, de fapt, nu, că erau mai multe puncte. Matematică. Matematică. Înseamnă să rotăm cu B, da? Formată din cu, literele. A, da. A, da. T, E, da. I, C, și E. Așa. Asta e varianta. Și diagrama a fost un cu elipsă de aceea acolo. Da. Un cerculeț, pune le pe toate aceste litere. Acum, perspicacitate. 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 Acum ce? Calculacitate. Ce egal cu P, E, cu virgulă nu punem între ele, da? Da. P, E, R, S, I, A, C, T, da. Și E. Nu, nu. E n-am pus. Și atât. Și atât. Și atât, sigur că da. Nu le punem ordine alfabetică, dar are importanță, dacă n-are, n-are. Sub forma aceea de diagramă. Prima formată din elementele 1, 2, 3, 4. B. Da. Egal cu 2, 6. Da. 2, 4, 6. Nu, oricum 4 după aceea, da. 8. Da. Și C. Egal cu 3, 5, 7 și 9.
Da. Acum, pentru fiecare din elementele 0, 1, 0, 1, 2, 5, 6 și 7. Pentru elementele 0, 1, 2, 5, 6 și 7. Da. Scrieți cărei mulțim aparține și cărei nu. Așa. Deci, îl luăm pe 0. 0. Să vedem. Aparține lui A? Pentru fiecare în parte. Deci, pe fiecare 0. 0 aparține lui A? Nu. Nu. 0 nu aparține lui A. Dar lui B? Lui B nu. 0 nu aparține lui B. Și 0 se găsește în ce? Nu. Nu, nici lui ce. Iată, l-am luat pe 0 și l-am discutat. Da. Mergem și-l luăm pe 1. 1 se găsește în A? Da. 1 aparține lui A. Dar lui B? Nu. 1 nu aparține lui B. Apoi? 1 în ce nu aparține. 1 nu aparține lui ce? Și, și vorbește tu mai departe. 2 aparține lui A. Da. 2 aparține lui B. 3 2 nu aparține lui C. 5 aparține 5 nu aparține lui A. 5 nu aparține lui B. 5 aparține lui C. 6 nu aparține lui A. 6 nu aparține lui B. Și 6 nu aparține lui C. 7 nu aparține lui A. 7 nu aparține lui B. 7 aparține lui C. Ai rezolvat? Da. Pentru toate cele 7 elemente, te-ai pronunțat în legătură cu cele 3 mulțimi, da? Bun. Ce urmează acum să facem? Punctul 3. 3, te rog. Este corect scrisă A egal A aparține mulțimii. 1 plus 2. A aparține? Este egală cu mulțimea. A egală cu mulțimea. Egală cu mulțimea? 1 plus 2. 1 plus 2? Da, trebuie să zicem dacă e corect scris. 1 plus 2, așa? Da, virgulă. 2 plus 3. Da. 4 plus 1. Da. Virgulă 7, virgulă 13. Justificați dacă e scris corect.
Păi scris, dacă vreau să scriu acolo, voi spune egal mai departe cu 3. 3. Că e 3 1 plus 2, nu? 3. Da, după 6. 5. 3 plus 3 e 5. Apoi 4 plus 1? 5. Nu. Deci cum au fost scris acolo? Nu. Răspunsul ăsta este, pentru că apare încă o dată 5. Da? Și într-o mulțime, elementele nu se repetă. Scrie de ce? Scrie 5, 5 și spune incorrect. Incorrect pentru că 5-ul de două ori. Da? Scris de două ori. Bine, te rog. Precizați valoarea de adevăr a propozițiilor. 2. Aparține lui X. Care X egal cu cine? Înmulțire? Aici e X bară X divide 16. A, păi date pentru o proprietate. Deci 2 aparține lui X mulțime. Trebuie să spui așa. 2 aparține mulțime. Uite, așa trebuie să spui. Păi da, așa am zis. Păi spui așa. 2 aparține mulțimii și spui că eu știu să deschid acoradă. Da. Da? Deci 2 aparține mulțimii formată din toți acei X, da, cu proprietatea, e o bară. Da, cu proprietatea X se divide la 16. X se divide? Se divide sau îl divide? Nu, no, așa scrie, se divide. X se divide, da? X se divide. Divide la 16. Matematic ar fi așa. X se divide punând 3 puncte. Da. Da? X se divide la 16. Fals! Cum? 2 se împarte la 16? E fals, da? Deci care e propoziția? Care e falsă propoziția asta, da? Mai departe. 7 aparține mulțimii. 7 aparține mulțimii. X. A tuturor X-ilor cu proprietatea. Da, a tuturor X-ilor cu proprietatea. Ca 2 să fie mai mic sau egal decât X. 2 mai mic egal decât X. Și mai mic decât 7. A, așa, X și cuprins între 2 și 7. Dar și egal la 7? Nu. Deci vorba de faptul că aici e mulțime, eu i-am înțeles pe toți X și de la 2 încolo. Deci dacă ar fi să traducem mulțimea asta, ar fi formată din 2, că începe cu 2. Dar mulțimea formată din 2, te rog să scrii. 2, apoi 3. 3, 4, 5 și 6. 5 și 6, corect. Fără 7. Și acum întrebarea este, e adevărat că 7 se găsește aici? Nu. Fals. Fals. Altă problemă? 21 nu se divide. Deci 21 nu se divide, 3 puncte și mulțime. Tăiem. Nu se divide. Nu aparține. Așa. 21 nu aparține. Mulțime. Tuturor X-ilor. Cu proprietatea că... Proprietatea că X egal cu 2, 1, C. Bară sus. 2, 1, C. Da, 1, C. Așa. Bară sus. Așa. Deci, e adevărat că 21 nu aparține tuturor X-ilor de tipul acesta 21, C? Păi, trebuia să facem... Să-l vedem. Cine este? Cine este mulțimea 21, C? Trebuia să tăiați eu. Deci 21 nu aparține, nu? Da. Așa. Așa, acum 2, 1, C. Egal, hai să continuăm, da, mulțimea asta. 2, 1, 0. Că C-ul poate să fie pe rând, cifră. 2, 1, 0. 2, 1, 1. Da. 2, 1, 2. 2, 1, 3. 2, 1, 3. 2, 1, 4. Da. 2, 1, 5.
2, 1, 7. 2, 1, 8. 2, 1, 8 și 2, 1, 9. Păi, îl vedem pe 21 pe aici, prin elementele acestea? Nu. Nu-l vedem, păi sunt de ordine sutelor. Da, adică e fals. E fals, da, e fals așa ceva. Nu, 21 nu aparține, e adevărat, măi. Păi... Că 21 nu aparține. Nu aparține. Atenție, cum formulează autorul, că... Ne împăcălim. 21 nu aparține. E adevărat. Da, e adevărat asta. Mergem mai departe. Ia să vedem câte minute că trebuie. Facem un alt fișier eventual. Da, oprim și...